7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Astăzi vreau să vorbim despre menirea, condiția artistului într-o lume tot mai puțin artistică, tot mai pragmatică, tot mai buimăcită, tot mai speriată de știrile de la televizor. Artiștii sunt colacul nostru de salvare. Și invitații mei de astăzi o să vă convingă. Punct. Și de la capăt. Într-o lume dominată de politicieni, unde propaganda este la ea acasă, am zis să luăm o gură de aer, să facem o paranteză, să vorbim despre limbajul celor care rămân, din păcate, în urmă, celor care sunt dezlocuiți de politicul ăsta care dă busna prin toate găurile posibile din zidurile existenței noastre. Și dacă vreți un motor la emisiunea de astăzi, poate servi o întrebare de la celebra emisiune Stock de Cagda de la Ruș. Acolo era pentru deștepții din sală formulată o întrebare video în care era reprezentat Lev Tolstoi mergând la coarnele unui plug și întrebarea era: oare despre ce spunea Lev Tolstoi atunci când zicea că un țăran care ar face balet la Arad ar semăna cu, și aici era dezlegarea. Și răspunsul era că Lev Tolstoi, marele romancier, prozator, autor cunoscut de literatură grea, s-ar fi exprimat în felul ăsta despre poezie. Ar fi zis că în loc autorii să meargă pe de-a dreptul, să are, să facă munca adevărată de desțelenire, probabil a minților, poeții, vezi, Doamne, fac balet pe ogor. Și am invitat tocmai doi oameni care fac balet în loc să are, să desțelenească mințile oamenilor. Este vorba de marele Iulian Filip, care se prezintă întâi de toate folclorist în Wikipedia și după asta autor de poezie, scriitor, și Leontina Vatamanu, fiică de poet, documentarist, care în dărâtul documentarelor întotdeauna este poetă și om de arte, și, adică doi romantici pe care vreau să-i provoc, să-i strâng la colț, să-i întreb: domnule Filip, de ce în lumea asta, care este pragmatică, este crudă, care are nevoie de oblojirea rănilor, dumneavoastră continuați să vorbiți într-un limbaj de baleron, dacă îți folosesc limbajul sau poanta lui Lev Tolstoi? Dragă Vasile, în dialogul cu Mariana Hărjevski, care m-a discusut așa înainte de această experiență aritmetică, această aniversare... Înainte de scorul 7-0. Da. Am ajuns la o formulare care e foarte exactă. Eu nu m-am jucat ca Lev Nicolaevici cu coarnele plugului, m-am trezit că implicat de către părinții mei, care nu știau ce înseamnă exploatarea copiilor prin muncă, umflat la cele două norme colhoznice. Deci nu aveam cum să protestez, pentru că dominanta trebuie, și vedeam că trebuie să-mi pun umărul, înțelegeau toți copiii. Dar m-am îngrozit să fac un lucru care nu-mi place. N-am îndrăgit lucru în colhoz. M-a spăimântat perspectiva acestui lucru. Și această frică m-a aruncat în toate cercurile de activitate artistică, de lucruri plăcute. De asta am deprins și acordeonul, și teatru, și dansul, și fotbalul, și matematică. Totul. M-am trezit în scenă unde lucrurile îmi păreau magnifice, frumoase. Insinuați cumva că toți poeții și intelectuali de frica muncii fizice au devenit genii și lideri? Eu m-am declarat de pe pagina cărții mele de proză
cobaiul nu triumfă, m-am declarat benevol și neconstrâns de nimeni, cobai de experiență. Adică m-am trezit, fără ca să fiu întrebat, aruncat în acest laborator, viața, pe care am acceptat-o. Am acceptat chiar să fiu cobai de experiență și mi-a devenit interesantă această lectură a cobaiului, cum reacționează la... Și am văzut că nu-mi place să fac lucruri care nu-mi plac. O să revenim la asta, dar întâi de toate mă interesează, Leontina, dacă dumneata, care ești obligat în virtutea meseriei de documentarist, care ți-o declari, da? Să fii înțeleasă, să ai un limbaj pe potriva consumatorului, ca să fie eficientă. Dar în același timp, nu poți să-ți închizi robineții de fiică de poet și poetă prin definiție. Această, eu știu, contradicție, cum o rezolvi? Dacă e o contradicție. Eu nu știu cum aș putea, de exemplu, vorbi despre durere doar spunând cuvântul durere sau arătând niște imagini cu niște oameni care se țin de cap sau și ne transmit durere. Deci, pentru mine, ca să ajung la inima spectatorului, procesul ăsta e mult mai complex. Deci, și eu cred că de aici pornește poetul. Și aici există cumva granița între documentar, între creație și televiziune. La ProTV vedem știri cu duiumul despre durere și accidente și întâmplări nefericite. Le percepem altfel decât regăsim această durere în filme de referință sau în poezia unor poeți de referință. Deci formule diferite, sunt ecuații diferite în a transmite mesajul către spectator. Eu îmbrățișez cealaltă parte, cumva. Eu, adică dumneata sugerez că tocmai limbajul ăsta e mai sugestiv decât... Absolut, este mai expresiv și mai aproape totuși de sufletul spectatorului și mai complex și duce cu el altă încărcătură, nu doar o simplă informație. Dar cât de sigur ești dumneata că oamenii pe care contezi lucrează în același registru, adică au aceeași frecvență de percepție, cum la savant se convine asupra aparatului noțional, ca să înțelegem la fel cuvintele, apelând la metafore, la lucruri dintre astea, ești sigură că astăzi oamenii înțeleg la fel aceleași cuvinte? Oamenii cei care operează cu slang-uri, cu abrevieri, cu interjecții? Nu știu dacă a fost cândva vreo epocă în care poezia a fost o cultură de masă. Deși am ascultat recent o emisiune în care se spunea că în anii 70-80, la recitalurile lui Andrei Voznesenski sau Rășdestvenski se adunau stadioane întregi de consumatori de poezie. La fel mi-aduc aminte despre furorele pe care le făcea Păunescu cu Cenaclu Flacăra. Deci cândva poezia a fost consumată la scară largă. Bănuiesc că și astăzi sunt foarte mulți oameni care tânjesc după poezie și caut cumva aceste imagini spuse nu atât de direct și franc și neambalat, pentru că pentru mine cel puțin eu simt așa o supra-saturație de franchețe și de această cumva reality show în direct pe care îl consumăm cu toții folosind internetul. Domnule Filip, aceeași întrebare pentru dumneavoastră, dacă nu cumva șederea acolo sus, în turnul de fildeș, de unde vă uitați la oamenii care lucrează la câmp, nu cumva
Asta e un egoism? Nu cumva asta e o chestiune care vă îndepărtează, mai ales, repet, de consumatorul de astăzi care e obișnuit cu SMS-uri, cu texte scurte de pe Viber? Nu știu, nu cred că mi s-ar potrivi această etichetare de retragere în turnul de Fildeș. Adică Iulian Filip, care în unii ani are câte 111 întâlniri. Nu, dar Iulian, care a anunțat în epigraf chestia asta, am fugit din munca în colhoz ca să ajung acolo. Păi nu, de munca care nu-mi place. Am înțeles. Munca la pământ mi-ar plăcea foarte mult, dar o altă tehnologie, cu altă remunerare, cu alt ritm, alt programare, nu mă prinde la cei ce am spus, că vizam colhozul care ți oferea trudoziu aceea ca să nu zdocnești. Dar eu m-am făcut referință exact la biografia lui Iulian Filip. Am zis de un poet în turnul de Fildeș care, uneori, fiți de acord, vorbește într-un limbaj prea sofisticat pentru oamenii de astăzi care trec chiar și prin facultate, fuguța ca să prindă repede o diplomă și să duc în Italia. Deci ai operat prea frecvent până acum cuvântul înțelegere, că lumea nu înțelege. Așa. Nici poetul nu înțelege. Limbajul poetic e o expresie a căutării înțelegerii. În momentul în care din mers, îi se asociază cei care au același vector căutării, cercul adepților, care poate să se cheme cenaclu, apropo de cenaclurile de pe stadioane, sunt un fel de poezii care se transmit expres. Sunt alte poezii pe care ai nevoie să le citești de pe foaie, închizi ochii ca găină, te duci în ceruri pentru că asociativ îți mai apar ceva. Sunt niște lucrări foarte delicate pe care n-aș vrea ca să supăr pe cineva, dar cum nu toată lumea se naște poet, nu toată lumea se naște cu receptoare pentru percepția acestui limbaj, care e altul, e limbaj, nu limba. Toată lumea are auz muzical. Absolut. N-ai simțit ritmul, băi, vorbești ca lumea, Lev Nicolaevici zice. Apropo, Shakespeare, Lev Nicolaevici, nu îl recunoștea Lev Nicolaevici pe Shakespeare, deci nu-i recunoștea valoare. S-a supărat Shakespeare pe asta, nu? Acum, în continuarea acestei, eu știu, paranteze, atunci, limbajul poetic, limbajul metaforic, inclusiv în documentar, este până la urmă o autoconstrângere? Dumneata ai dat definiția de căutare. Dar, pun altă extremă, este autoconstrângere sau o libertate? O libertate. O libertate. Deci, în momentul în care ți-ai... Dar cum e libertate dacă trebuie numai decât, bine, în modă veche, numai decât trebuie să ai o rimă, numai decât trebuie să ai un număr de silabe și atunci ce libertate? Ai scris vreodată poezie? Mă împins păcat în tinerețe. Deci dacă ești fidel și ești onest cu stările tale de spirit, deci vin niște stări de spirit care te bagă în această disciplină a sonetului, a rondelului, a catrenului și îți place chestia asta. Ia să văd cum fac față acestor rigor și acestor provocări. Din contra, vin niște dispoziții când ești atât de dezmățat și atât de liber și tot asta, iese, domnule, un țol de poezie care s-a aparent, n-are nici rimă, nici ritm, nici celelalte, altă stare de spirit. De asta poeziile poeților care cadrează cu rigorile care ți-am spus, nu se monotone, pentru că se învecinează poezii cu diferite stări care le-au generat. Vorbesc de poeții care au reflexele pescarilor. A venit clipa aceea și în Notre-Da se spară că ții minte cuvintele care, uite acum, se înfiripă. Eu totuși vreau să insist pe raportul între autor, creator și receptor. Și iarăși mă duc spre documentar. Cât de mult îți pasă, dumitale, că lumea înțelege la fel sau percepi ceea ce ai vrut să spui? Pentru că hai să pornesc de la poezia cea mai egoistă, care este Hocu, da? Care, domnule, el îți dă o imagine, dar încot mă doare dacă tu mă înțelegi pe mine sau redesenezi sau completezi imaginea cu ceea ce am avut eu să sugerez. Și, mă rog, fac eu o definiție teribilistă. Ori în documentar sau într-un, poem,
tu vrei să-l aduci pe un receptor care admite mare auz muzical, totuși la o consonanță, da? La un documentar, când vrei să spui despre durere, vrei să sugerezi ceva, ar fi nasol dacă oamenii ar înțelege exact pe invers. Exact pe invers nu, pentru că tu totuși îl duci spre o idee, dar îi transmiți o emoție, îi transmiți o stare. Deci nu îi transmiți doar o informație. Atunci îi scrii un text exact și l-ai spune în cadru. Sau, nu, îi transmiți o emoție și o viziune a ta. O percepe el sau nu, această viziune deja depinde și de receptorii lui, de sensibilitatea acestui spectator. Dar, într-adevăr, poezia, după mine, este o stare de spirit, nu este neapărat o rimă sau un tipar în care se toarnă niște cuvinte, dar este o stare de spirit. Asta încerc să transmit prin imagini. Poezia tatălui meu este plină de imagini. De aceea, acum când am făcut acest spectacol Pasăre Eu, am făcut o partitură vizuală prin care am încercat cumva să transmit această lume a lui. Eu cumva, cunoscând-o, pentru că sunt fiica lui și am fost în preajma lui, nu știu dacă am reușit, dar cel puțin am încercat să creez o stare de spirit, să-l redau prin felul lui de a fi. Să fac și aici o paranteză. Tocmai vorbind, dumneata ai aruncat subiectul, vorbind despre relația cu un poet. Iată, dumneata l-ai văzut și în papuci din cameră, în pijamale, făcându-și cafeaua. Ori poetul este un zeu. Noi îl percepem pe Iulian Filip prin ceea ce vedem texte tipărite, prin desenuțele astea, comentarii. Eu nu-mi imaginez să-l văd pe Iulian Filip. Uneori mi se întâmplă să-l văd făcând jogging pe la lac, și încă, pardon, dezgolit ca Putin, așa, făcând băie de soare. Și mi-e foarte straniu să-l văd pe Iulian Filip cel din texte, un viu, în carne și oase, dar, repet, cu papuci de cameră, făcându-și cafeaua sau spălându-se pe dinți. Iată, eu despre asta încerc să vorbesc, că dumneavoastră poeții, dumneavoastră oamenii care trăiți în mesaje, iată, în libertatea sau constrângerea acestor metafore, cuvinte, trebuie să, voleți, nu, să apareți și în fața publicului, în papuși de cameră și cu pirea de dinți. Dar sigur, nu suntem extraterestri, trăim pe aceeași planetă, deși fiecare are cumva planeta lui și universul lui, dar ceea ce se întâmplă acolo, în interiorul nostru, pe planeta noastră, vrem să transmitem și publicului larg. Dar exact Ion Vatamanu cotidianul, te-a încurcat să-i percepi poezia sau nu? Eu cred că tatăl meu a fost unul dintre cei mai autentici poeți. Adică eu l-am văzut cum respira el cu această poezie. Vreau să spun că se închidea în camera lui și când intra în această stare, ieșea spre seară după masă, era un nor de fum de țigară, puteai să-l tai cu... Era într-un proces, se întâmpla acolo ca într-un laborator de chimie ceva, nu știu. După mine, poieții totuși trăiesc cu ceea ce transmit, cu ceea ce scriu, se adâncesc așa ca un scafandru în adâncurile lor, dar tot ei sunt. Ei cei care fac joking sau ei care țin în ei acolo lumea lor în care se întâmplă niște procese. Apropo, da, de asta, să nu fie cu măsură, dacă asta e un sacrificiu, dacă ei își taie din trupul lor, conștient, ca să dăruiască poezia, să consumă de bună seamă, nu la modul că fumează, dar asta e o resursă energetică epuizabilă până la urmă. Absolut. Tata are un vers. Trupul meu preface durerea în frumusețe. Deci este un proces care consumă, într-adevăr, este și
se întâmplă la alte temperaturi, la altă intensitate. Și de ce poeții poate au o viață atât de scurtă și ardentă? E un zbucium, e o căutare de sine, e o căutare a unor răspunsuri la niște întrebări care preocupă omenirea de veacuri. Eu vreau ca să oprim aici, că pe dreapta să nu existe subiectul ăsta de consum și de resurse. Iulian Filip, sunt convins că are resurse suficiente ca să ne bucuri în continuare. Nu, dar tu n-ai reacționat la ceea ce a spus Leontina, că poeții au o viață scurtă și s-a uitat. Auzi? Nu, nu, s-a uitat la mine, Stivar. Tocmai de asta m-am speriat, ca să nu fii... Leontina, mie mi s-au mai adăugat niște ani pentru că m-am dat și la teatru, și la proză, și la folcloristică, și la desen, și la asta. De asta domnul a mai adăugat ceva față de 56 de ani. V-ați dat în sens față la muzile astea, da. 56 de ani al lui Ion, 51 de ani al lui Liviu Damian, Dumnezeu să le 49 de ani al lui Petru Sadnipru. Mă îngrozesc. Deși îmi dați voi o paranteză, eu cred că pe tata l-a doborât nu poezia, dar politicul. Deci asta a fost consumul lui total. Și... Poezia nu macină. Poezia nu macină. Poezia fortifică în alt fel. Uneori pseudoreperele, să zicem alcoolul în cazul unor poeți care li se pare că de acolo li se trage inspirația, n-au încercat alternativa sau asta. Poezia da, dar Leontina spunea în cazul lui Vatamanu că politicul în sens că opreliștile care se ridică în fața poetului mi se pare că îi determină uneori să recurgă la alcool, neputința de a fi înțeleși sau barajele care se ridică în fața unui discurs poetic tocmai pentru că el e mai rebel, pentru că nu e aliniat, pentru că se îmbracă altfel, îi determină uneori să recurgă la... Nu neapărat că își caută acolo resursa. Mă gândesc, de exemplu, la Vysotsky. Vysotsky și-a trăit viața, sigur că rebel și așa cum a vrut el, dar era foarte incomod pentru autorități, tocmai pentru că avea o asemenea priză disperiată la public, că publicul trebuia să îl îndepărteze de el ca să nu-l ia drept model. În sensul ăsta, iată, opreliștile astea dumneavoastră le-ați simțit în viață? Ați fost ofensiv pentru autorități? Deci am avut 2 ani de zile care au finalizat cu plecare de la Academie. Când m-a citit lume care nici de gând nu avea ca să mă citească. Grație unor scrisori care au pornit de la Simeon Cuzmiș Gros și ultima a fost lui Gorbaciov. După fiecare scrisoare de aceasta, care mi radiografiau cărțile între care Primiți Călușul era cea mai vizată, unde se găseau elemente unioniste, neofasciste, de premărirea monarhiei și a religiei. Deci, în epocă, lucrurile astea însemnau niște adrese. M-a citit lume care am zis, nici de gând nu avea să mă citească. Imaginează-ți, mastodontul de editură a literatură artistică, directorul spune, toți vă puneți deoparte lucru pentru azi, îmi citiți cărțile lui Iulian Filip pe diagonală sau cum, la sfârșitul zilei, nota fiecăruia, adică câte o recenzie. Am plecat de la Academie, mi-am luat vacanța cei de 25 de ani, am ajuns la Departamentul Cultură, am fost 5 ani și liber creator. Lucrurile cred că m-au salvat anume grație complexității formulii mele de creație. Adică dacă aveam probleme pe un ogor, aveam de lucru un alt ogor. Fie cu teatru, fie cu televiziune, fie cu poezie, fie cu publicistică și celelalte. Adică m-au ferit de crize și de aceste spectacole, pentru că... Adică polivalent de nevoie. Nu, mi-a plăcut. Eu ți-am spus că... Nu, dar trebuia să câștigi dumneata și un salariu, să ai cu ce plăti facturile. Știi, când am fost racolat la primărie, când am fost pețit, nu racolat, au încercat să mă racoleze pentru alte instituții, dar la primărie am venit în birocrație condiționată. Am zis că am atâta poftă de lucru, și acolo, și acolo, și acolo, încât de o pâine mi-ajunge. Poetul lui Iulian Filip nu-i trebuie ca să ajungă în birocrație, dar vin condiționat să încerc
să realizeze acest proiect, Satul Treiezi, ceva de tipul Disneyland, dar și cu marca asta identitară. Și am uluitor, Consiliul m-a votat anume cu chestia asta. A fost, dar am încercat să nu fac caz, să nu pierd timpul cu spectacolul în jurul opreliștilor. Adică nu am scris poezie și am plătit cu, deși aveam deja două cărți, la Uniunea Scriitorilor, Leontina cunoaște, poeții care au discutat manuscrisul și manuscrisul ies spre editură, primeau deja apartament. Eu aveam deja două cărți, nu aveam apartament. Adică erai taxat, erai, mă rog, dar am evitat spectacole dramatice, martirajul, îți fură timp. Acum, în zile de azi, mă rog, poate e o întrebare stupidă, există o prelej de genul ăsta când s-ar părea, e democrație, e libertate, poți să-ți plătești și tirajele pe care să le scoți, să te cocoțezi pe muntele, mă rog, creației. Ce condiții are astăzi poetul? Depinde cât preț pune pe această relație a lui cu... Eu m-am îmbolnăvit iremediabil de cuvânt, adică am deprins chestia asta, relația asta, dependența asta în copilărie și nimic n-a tras mai greu decât această relație pentru mine, tot parcursul ăsta. De asta am rezistat la ceea ce numești opreliști și încercări și cumpene. Pe urmă, când am descoperit și folclorul, dar realmente l-am descoperit, deși m-am născut în această ambianță, m-a fortificat în acest noroc al meu de a trăi o viață întreagă între lucruri care îți plac, între cărți, nu ale mele. Mie îmi place mai mult să citesc, să consum, decât mă mir chiar cât am scris, având această locomie pentru scris și pentru expediții folclorice, pentru întâlnirea cu oamenii. Asta m-a salvat. Dar sudura asta și prețuirea poeziei, cuvântului, mi-a rămas. Leontina, ceea ce convențional se numea cenzură sau persecutare subtilă politică, astăzi mai există reminiscențe și vă dau cel mai proaspăt exemplu, obstrucționarea proiecției de film la satul, la București, în sala de la Muzeul Satului, de către un grup de activiști ortodoxi, da? Un film cu premiu și mai multe exemple avem în Rusia. Adică altfel de cenzură. Altfel da, de cenzură. Da, tocmai de aici pornesc, într-o societate liberă, democratică, s-ar părea că nu mai există loc pentru cenzura troglodită din regimul sovietic. Dumneata, ca artist, ca organizator de festivaluri, o simți mai sofisticată, mai dificilă? Înainte de a răspunde, aș vrea să spun că bănuiesc că atunci cenzura era și un catalizator în același timp. Adică oamenii de creație căutau formule subterane, șopârne, cumva de a transmite anumite mesaje și poate de aceea și spectatorii cumva ciulau sau publicul ciulau urechea la poeziile astea spuse pe stadioane și așa mai departe, era pentru ei o gură de aer și de libertate. Astăzi avem libertate, dar există un alt soi de cenzură, eu cred. Totuși, invazia aceasta de comercial, de într-adevăr, aveți dreptate, nu vrei să stai în turnul tău de fildeș, vrei totuși să ajungi la un public cât mai larg și atunci, cumva, poate îți mai adaptezi cumva mesajul, mai ales vorbind despre film, pentru că este totuși destinat unui public larg filmul. Cred că și astăzi artistul cenzura economică. Cenzură așa. Da, cenzura economică. Și economică există în domeniul filmului, la sigur. Aici, la noi mai ales,
Eu de 20 de ani activez în domeniul ăsta și am făcut filme și filme. Cred că am vreo 3, 4, 5 în care pot să spun că am avut parte de libertate de creație. Dar în rest există comandatarul care îți impune anumite idei, există alte structuri pentru care faci film și care te pun în niște tipare, da? Vorbim despre cinematografia. Ai deschis iarăși o, poate chiar o cutie a Pandorii, dar nu aveam foarte mult timp să răscolim în ea. Și totuși, în ziua de astăzi, când s-au deschis ecluzele comercialului dumneata, convențional l-ai numit, dar non-valorii, a moralității. Și vă dau un exemplu, din cinematografia practică, da, utilitară. La un moment dat, în publicitate, s-a folosit procedeul zgârcenii reabilitate. Deci, vă amintiți, sunt filmulețe de publicitate când sunt două personaje și pe ascuns soțul fură de la soție prăjitura sau copilul. Și asta e o chestiune de laudă. Ceea ce înainte era de condamnat, de Doamne ferește, trebuie să fii generos, trebuie să fii darnic, trebuie să te împarți. Deci valoarea și miza și șpilul acestui spot publicitar este faptul că ești șmecher, că l-ai fraierit pe partener, pe omul drag, nu pe cineva. Ești întreprinzător. Da, în sensul ăsta, iată, cum vă descurcați dumneavoastră cu scorul 7-0, cu 2-0 în meserie? Cum vă descurcați în condițiile în care non-valoarea sau substituenții valorilor vin peste dumneavoastră, mai ales peste publicul dumneavoastră? Dumneavoastră, ca un Don Quixote, trebuie să luptați cu morile. Ați atins mai înainte motivul receptoarelor. Hai să lăsăm și pe seama calității receptoarelor. Adică... Of, acolo nu vorbim. Păi nu. Eu iată ce fac. Eu mă testez. Este lume care își ia pulsul, tensiunea, una alta. Eu, în fiecare an, când constat că s-a încheiat anul, mi-adun poeziile mele noi, îmi fac prepresul, îmi fac coperta, îmi fac grafica și mă duc la o tipografie. Contabilizez, îmi fac 1000 de exemplare, mi le pun în buzunar și mă duc la întâlniri. Poeziile mele, pulsul meu, starea mea de spirit, am acest format comod pentru buzunar. Anul ăsta... Exact ca cât pașaport. Anul ăsta, cartea se cheamă Poezii din dormitorul cu insomnii. Apropo de preț, de reflexe, am multe insomnii, dar care m-am deprins să nu le plâng, să nu le deplâng. Văd că mi-a venit insomnia asta grație unui gând de care nu m-am putut scutura. Și dacă îl pot răsfrânge într-un mecanism de creație și mă alungă la calculator sau mi-e suficient carnetul de pe noptieră sau lucrez cu tătărcuța așa, insomniile mi sunt foarte productive. Referitor la cititor, la receptoare, îți spuneam de foarte multe întâlniri. Nașterele mele continuă, adică știu că la 21 februarie mă duc la Drochia, au vrut-o mai devreme. Vor cei de la Fălești, la 21 martie mă duc la Cahul, la Edineț am promis... Vă cheamă lumea? Vă cereți dumneavoastră? Mă invită lumea. Cum se organizează de regulă? Sunt niște colective pedagogice? Cine le solicită? În fiecare caz este un inițiator. Adică mie, de pildă, telefonul de la Edineț mi-a plăcut foarte mult. Mă telefonează domnul Ion Buzu și îmi spune că domnul primar de Edineț v-a văzut în emisiunea asta și a zis că Iulian Filip când ar accepta să vină la Edineț? Și mi-a sugerat, posibil că am face-o la liceul Mihai Eminescu. Adică, dacă accept la începutul lui martie, ne oprim la cărțile în jurul căruia se învârte comedia. Adică a apărut cartea aceasta dialogală, a apărut alte, adică nu te poți pulveriza. Și atunci se manifestă elevii, profesorii, și noi venim sub incidența acestei dominante a lui 1 februarie,
Ziua Internațională a Lecturii cu Voce Tare, zic angofonii. Și n-ați avut niciodată senzația că sunt aduși de mână acolo ca să umpli sala? Nu. Nu. Deci, adică sunt receptori care sunt pe aceeași undă cu dumneavoastră, cărora le puteți în continuare povesti despre autenticitatea valorilor pe care le împărtășiți. Deci eu altfel operez cu lumea. Deci eu nu mă duc la gimnaziul Mihai Eminescu de la Orhei pe data de 19 februarie când sunt invitat, dar ne întâlnim la jumătate de drum, figurat vorbind. Adică ei se pornesc răsfoind cărțile lui Iulian Filip, pregătindu-se cu recetirea, cetirea cu voce tare, apropo de această zi internațională, eu îi ascult și pun niște accente la sfârșit sau le mai spun ca răspuns niște poezii mai noi sau felul cum se poate de prezentat o formulă de monospectacol dacă au învățat poezia lui Iulian Filip, au vrut melți să se bată. Apropo, ați auzit pledoria cea mai recentă a lui Matei Vișnec în legătură cu lecturile orale pentru citit și pentru verbalizare? Eu cred că asta ar trebui predat la școală, acest mic crochiu, acest mic editorial al lui Matei Vișnic, tocmai în raport cu, și mă întorc la tema pe care am abordat eu, în raport cu scurtimea mesajelor, cu modul de a percepe lumea prin niște imagini luate la întâmplare, că toată lumea are telefon acum și toată lumea se pretinde că face documentare. Și despre asta vreau și dumneata, Leontina, să te pronunț, tocmai în condițiile în care, iată, ca și cum, toată lumea poate să facă o poză. Selfie-uri, nu știu ce, da? Toată lumea aprinde un amurg sau, iată, o lună de asta roșie și devine artist de o singură dată. În lumea asta tehnologizată și cu multe poze și cu avalanșa asta de pretinse valori sau chiar autentice. Uh-huh. Voi ce loc mai aveți? Cei cu școli făcute de ani de zile, istoria cinematografiei, cadramente, perspective, așa mai departe. Și vine unul care întâmplător o tras o imagine, zic, da, cu ce mai rea imaginea mea decât a Leontinei, elaborată și gândită? Să vedem, eu cred că viitorul o să ne arate ce se întâmplă cu, și care sunt roadele acestei tehnologii la îndemâna tuturor, în fond, e posibilitatea unui antrenament, a unui exercițiu de zi cu zi. Dar, totuși, eu consider că trebuie să ai niște noțiuni de meseriaș, de profesionist în domeniu, ca să ridici standardele, să aduci, totuși, la nivelul unui produs care se poate numi operă, estetică, adică să fie plăcută ochiului, să fie plăcută sufletului, să fie un produs estetic. Vorbeam despre cum adunăm sălile și așa mai departe. În 2001, când am pornit cronograful, aveam 10 oameni în sală. Deci, dacă ne-am fi oprit, cred că ar fi fost o greșeală. Dar am insistat și acum vine mai multă lume la cronograf și gustă din documentar și încearcă să înțeleagă ce mâncare de pește e documentarul și tinerii de astăzi de la Academie de Teatru și Film încearcă să facă documentare, adică eu sunt pentru o dictatură culturală, un pic trebuie, iată, trebuie să scoatem asemenea cărți, trebuie să facem niște filme, trebuie să procreăm ca să și să arătăm lumii și cu, în timp lucrurile astea o să producă roade, în timp. Nu știu dacă am răspuns. Da, cineva care m-a, din tineri, apropo, când mă întreba cam de genul ăsta, dacă se mai poate de găsit opere noi, după ce omenirea are în spate o cantitate pe care nu știu dacă pot să o asimilez parcursul unei vieți. Și eu încercam, e adevărat că era întrebarea încuitoare, încercam să mă șupuresc, să ies din încurcătură spunându-i, dar cine l-a depășit pe Beethoven, pe Mozart?
da, pe Tchaikovsky. Iată, sunt niște lucruri care poți doar să te raportezi cumva. E adevărat, sunt niște creatori și acum care poate să concureze, să ia de piept cu... Apropo de Beethoven. Da. Compun și eu muzică, dar nu sunt suficient de surd. Da. Cred că e ușoară și falsă desconsiderare a lumii cu tehnologiile moderne care încearcă să se apropie de profesioniști. Eu totdeauna încurajez pe cei care încearcă să scrie poezii și să facă cărți. Și dotat e omul. Nu, și le ofer niște modele cum pot ca să facă cărți din foaia A4 a Atelierii de Creație. Asta e carte cu ISBN. Uh-huh. Ce se poate de făcut într-o foaie A4? Eu mă înrudesc cu sora mea mai mare, am apucat-o și am remarcat toate fetele își făceau caiete de amintiri. Împrumutau una de la alta poezii frumoase, fragmente, și montau concepția lor de carte în fond. Mai montau acolo niște imagini decupate, că nu erau fotografii ca azi atâtea, abundența asta. Adică această pornire spre tagma profesioniștilor e de salutat. N-au să devină poate... Eu o să încerc să polemizez ca să fiu înțeles corect. Eu n-am spus că dăunează tehnologizarea. Dimpotrivă, tehnologizarea dă senzația că ești superior unor oameni cu carte și cu multă școală. Se întâmplă niște incidente fericite, adică am mitraliat 100 de cadre și la un moment dat s-a întâmplat și expoziții, și unghi, și lumină. Și da, dar până la urmă trebuie să existe cineva juriu care să spună, domnule, totuși... Pentru aceasta există probabil și aceste festivaluri, da, de film, în domeniul filmului, spun, unde totuși etalezi niște standarde, niște opere care, la care cumva cei consumatori trebuie să se raporteze. În vorba asta cu cărțile, mi-am amintit acum la Berlin, m-a dus cineva în cubul ăsta care la Berlin, în vecinătatea palatului care se reconstruiește, la etajul 2 sau 3, nu mai țin minte, este o sală în care, exact în felul ăsta, vizitatorii, copiii mai cu seamă, sunt îndemnați, le se pune la dispoziție tot ce au nevoie, să emite o carte, doar coperta. Și el și-o scrie acolo, și imaginează, și pune numele lui, cam cum ar trebui să arate coperta. Eu înțeleg asta ca un îndemn la creație. E mai presus de toate și în primul rând, familiarizându-l pe copil, pe tânăr, cu facerea cărții, și am susținut în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret un atelier de creație, anume cu facerea cărților. Am avut 3 echipe de copii și o echipă de la ULIM, studenții din Congo, din Palestina, îi ajut să depășească mai repede abstracția de carte. El devine mai comunicant cu cartea, adică cartea nu e o abstracție rece, distantă. Prin cunoașterea acestei bucătării, la proprii de... Dar asta o face Iulian Filip, care deja este atât de împrietenit cu cuvintele, că nici nu mai simte, eu știu, zgârieturile astea pe care le are un om... Normal când trebuie să scrie o cerere și are probleme cu sensurile cuvintelor, cu topica, cu stilistica, cu punctuația. Și aici sigur că pledoria dumneavoastră și eu asta am vrut și am obținut. Sigur, ca să obții libertatea în limbajul profesionist sau metaforic sau poetic, mai întâi trebuie să ai o minimă pregătire, o minimă, eu știu... dexteritate în limbajul meseriei, ca să ajungi la perfecțiunea asta de a, mă rog, pleda pentru... Te-am întrerupt exact în momentul în care vrei să spui ceva. Da, vroiam să zic că ați pomenit de copii, de cum se face o carte, de exercițiul ăsta.
Iată, aceste tehnologii noi le permit copiilor să intre în lumea filmului mai devreme sau cel puțin să cocheteze cu ideea de a face și film. Iată cum aveți în buzunare câte o cărțulie, acum în buzunare poți să ține filme. Da, înainte era audită mai bobine și era un proces complicat și facerea filmului. Fetița mea cea mică a participat anul trecut la un festival organizat de adolescenți pentru filme realizate de adolescenți și este anul ăsta ambasadoare acestui festival care se numește Super și făcut la București. Și am fost mai dăunăzi la o prezentare de filme din cadrul acelui festival. Vreau să zic ce am remarcat în aceste filme. Într-adevăr, filmate cu telefon sau cu aparat de filmat, cam stângaci, nu știu cum, dar am văzut în selecția lor filme în care primează ideea sau mesajul. Deci, filme originale. Dincolo de acest ambalaj, să zicem, sau de stăpânirea echipamentului, da. De echipamentul ăsta la îndemâna oricui, totuși trebuie să existe acolo zvâcnire de artist, un moment de creație, o căutare, un mesaj transmis interesant. Și mă gândeam că, iată, e foarte interesant acest nou fenomen. Unde am mai fi văzut noi festivaluri organizate de adolescență acum 30 de ani? Sau... Da, în felul ăsta, Leontina m-a adus la o idee optimist de concluzie că una dintre idei, că oamenii tineri care sunt născuți acum sau trăiesc, sunt în viața asta foarte dificilă despre care am vorbit la început, pe de o parte sunt năuciți de informația și de bagajul care îl au, dar pe de altă parte sunt avantajați de tehnologii, de existența standardelor și, dacă vreți, ei sunt puși la încercare. Simțul lor autentic, gustul artistic, auzul muzical trebuie să fie cu atât mai perfect în condițiile în care există acest bruiaj enorm. Ei pot deveni și Beethoven, și Tchaikovsky, dar pot rămâne la nivelul unor consumatori care să nu aibă nevoie de creație. Eu, care sunt un pic, cum zicea Iulian Filip, am cochetat și eu cu mai multe muze, convingerea mea este că orice om trebuie, întâi de toate, să trăiască din creație. Chiar dacă trebuie să meargă la serviciu să câștige un ban ca să-și plătească o pâine sau o factură, dar fără de creație nu există om. Pentru că așa l-a gândit Dumnezeu, creatorul sau cine l-o fi gândit, l-o fi proiectat. Fără componenta asta nu există om și, după mine, marele avantaj al nostru celor care nu suntem creatori este că avem niște creatori la care ne putem uita, ca la niște icoane, și nu sună patetic, și să ne învățăm, măcar să consumăm, să înțelegem, să ne montăm, să facem tuning-ul pentru frecvența lor, să le percepem mesajele, discursurile și astfel să ne înălțăm și noi câtuși de puțin. Pe curând! Și de la capăt.